Discutăm și despre evoluțiile de pe scena politică, o scenă politică destul de agitată la începutul anului, cel puțin dacă mă uit la reacțiile din jurul Ministerului Sănătății, condus acum de domnul Vlad Voiculescu. Au apărut multe critici din partea unor lideri ai Partidului Național Liberal la adresa actualului ministru al Sănătății pe acele imagini apărute cu bătrânul ignorat în spitalul de la Corabia. Ulterior am văzut aseară că Vlad Voiculescu a anunțat că Violeta Vijulie, cea care una dintre vocile critice la adresa actualului ministru, nu va mai conduce Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Cum vede PNL toată această situație? Cum vedeți dumneavoastră toată această situație creată în urma acestui scandal? În primul rând, dați-mi voie să vorbesc de câteva chestiuni de principiu. Am convenit asupra unei înțelegeri politice. O înțelegere care aduce PNL-ul și USR-ul la, și UDMR-ul, bineînțeles, și Plusul, la aceeași masă a guvernării. Din momentul respectiv, eu înțeleg că toți trebuie să tragă în aceeași direcție și nu trebuie să existe atacuri mai puțin fair sau fair. Și nu cred că există o parte care trebuie să intre în opoziție și cealaltă parte care trebuie să stea la guvernare. Adică dacă stăm toți la guvernare, stăm toți la guvernare. În momentul în care apare orice fel de astfel de atac, eu cred că în momentul respectiv liderii coaliției trebuie să ia atitudine vis-a-vis de aceea care într-un mod cât se poate de nejustificat au făcut un astfel de atac politic. Asta este pe principiul alianței politice a guvernării. Dincolo de asta, pot să apară cazuri. Pot să apară, mă rog, un polițist care se bagă beat mort cu mașina în copac și ministrul de interne se devine pentru că polițistul ăla este puțin dus cu sorcova. Da? Sau pot să apară altfel de situații prin spitale, prin diverse instituții sub diverse ministere. Chestiuni pot să apară. Eu cred că aceste chestiuni trebuie tratate punctual, fără atacul la persoană. Însă când apar chestiuni principiale și domnul primar Boc, domn profesor Boc, a discutat o chestiune absolut principială în momentul în care a luat această atitudine și a spus, domnule, nu pot să transfer responsabilități spre primării fără să le transfer resursele. Da? În urmă cu mulți ani de zile, la fel s-a procedat cu spitalele. Ok, luați voi spitalele, luați voi școlile și ocupați-vă. În momentul în care mi-ai spus, ia tu vaccinarea și dă-o, rezolvă tu povestea vaccinării, m-am uitat zile trecute cu un prieten peste normele care sunt necesare. Adică ai nevoie de cameră post-vaccinare, de două imprimante la fiecare medic, de nu știu ce spații, de... Pe costuri, respectiv, discutăm de bani foarte mulți, nu puțini, foarte mulți. Da? Ei, în contextul respectiv, domn profesor Boc vine și spune următoarea chestiune. Domnule, nu-mi transfera mie responsabilități fără să-mi dai și resursele cu care pot să mă ocup de aceste responsabilități. Adică absolut un principiu foarte pertinent. Că domnul ministru Vlad Voiculescu a luat-o personal și a spus că nu este o chestiune de manual de clasa întâi la facultate, chestiunea respectivă, este problema dânsului. Pur și simplu, eu ceea ce cred este că domnul Vlad Voiculescu ar trebui ca în momentul în care tratează o temă atât de sensibilă pe piață, să aibă o consultare foarte largă, foarte aprofundată, mai bine măsori de 9 și tai de 2, este o vorbă în popor, decât să iei decizii pripite, să le arunci pe piață, să creezi panică, să creezi nemulțumiri, pentru că discuți, repet, despre o chestiune foarte sensibilă. Oricum, astăzi, pe piață, sensibilitatea este extrem de ridicată, excitarea tuturor și, bineînțeles, entuziasmul acesta efervescent în care ne aflăm și dinamic este extrem de periculos, dacă mine mă întrebați, pentru că orice fel de sensibilitate care o atingi ar putea să ducă la revolte, la nemulțumiri în masă, la sperieturi în masă, spuneți-i cum vreți. Adică aceste fobii trebuie evitate astăzi și mai ales când discuți despre un subiect extrem de sensibil, că tocmai vorbim despre vaccinare, despre cei care sunt pro și contra și despre perioada aceasta extrem de dificilă. Sunt foarte mulți oameni care și-au pierdut locurile de muncă, sunt foarte mulți oameni care nu mai găsesc unde să muncească. Sunt foarte multe persoane care au salarii foarte mici, care trebuie să stea acasă cu copiii pentru că n-au cum să le dea la școală, care serviciile nu le permit ca să stea în telemuncă, ci trebuie să meargă fizic la muncă. Adică gândiți-vă toată această presiune psihică care este asupra individului
să mai vii tu cu alte teme de presiune asupra lui și pur și simplu să determin, să zic așa, la îmbolnăvirea psihică a oamenilor, chiar dacă aia fizică, poate că în timp o rezolv, dar sănătatea psihică cred că este la fel de importantă a societății noastre românești, la fel cum este și cea fizică. Da, este o atitudine normală cea a domnului ministru, având în vedere că dânsul a zis că doamna Vijulie va zbura, da, să zic așa, de la conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publice. Adică dăm pe toți afară care nu sunt de acord cu noi sau care poate da, au o atitudine mai critică. Eram este chiar o acea... rezolvare a acestei situații? Da. Eram chiar așa în acea emisiune în care a făcut această afirmație, așadar am auzit-o în direct. Modul în care a spus-o a creat această chestiune. Domnule, ai spus lucrul respectiv, vei fi dat afară. Modul în care a nuanțat-o ulterior și a venit să o spună: domnule, știu eu că de fapt postul respectiv nu mai aparține, așa, și ăsta este greșit dacă vine mă întrebați, pentru că din câte știu este un post ocupat prin concurs și nu corect, poți să vii da. Să-l politizezi și să spui gata, de mâine nu mai ești tu acolo, pentru că așa știu eu că va veni altcineva. Deci, cred că greșeala este una impardonabilă și din punctul meu de vedere, aceste greșeli, din punctul meu de vedere, aceste greșeli nu sunt unele care se acceptă la nivelul acesta. Adică, dacă venea unul de un consilier de la etajul 2 și zicea chestiunea respectivă, poate ziceam bună, dar nu și-o băut cafeaua azi dimineață, dar când vine un ministru și spune astfel de chestiune, este impardonabil.